Inspectoratul de Jandarm Județean Suceava selecționează candidați, bărbați și femei pentru concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne. Toate detaliile necesare candidaților pot fi găsite accesând site-ul Inspectoratului, secțiunea Carieră, Instituții de Învățământ, concursuri de admitere, sesiunea martie-mai 2022. Școala militară de subofițeri jandarmi Petru Rareș-Fălticeni pune la dispoziție 350 de locuri, din care 3 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul jandarmeriafălticeni.ro. Școala militară de subofițeri jandarmi Grigore Ghica din Drăgășani pune la dispoziție de asemenea 350 de locuri, dintre care 3 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități. Mai multe detalii pot fi descoperite pe site-ul școala-drăgășani.ro. Activitățile se vor desfășura după următorul grafic. În perioada 7-18 martie se depun cererile, inclusiv cererile de înscriere exclusiv online. 22 martie este data până la care va avea loc evaluarea psihologică. Pe 27 martie este termenul de depunere a documentelor în vederea constituirii dosarului de recrutare. În perioada 31 martie 6 aprilie va avea loc evaluarea performanțelor fizice. Pe 9 aprilie are loc susținerea probei de evaluare a cunoștințelor, iar în perioada 18 aprilie 20 mai va avea loc examinarea medicală. Doar candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concurs în ordinea descrescătoare a notelor finale.